Sâmbătă și duminică vor avea loc la București probele din cadrul etapei finale a campionatului național de atletism pentru copii. Cluburile giurgiuvene își trimit cei mai buni sportivi la competiție. Printre aceștia se vor afla și cei pregătiți de Viorica Țigău, care se află la început de drum. Câțiva dintre ei, într-adevăr, au experiență, au mai fost și anul trecut la competiții, dar la o competiție de sală doar anul acesta au participat. Cam 3-4 dintre ei, restul sunt la inițiere, cum se zice, într-un concurs național. Ajută aceste competiții pentru copilași în demersul încrederii în ei și a experienței. Copiii antrenați de Viorica Țigău vor concura la probele de 60 și 50 de metri plat, săritura în lungime și rezistență. Campionatul este rezervat sportivilor de categoriile de vârstă copii 1, copii 2 și copii 3. Avem câțiva sportivi la care avem așteptări, Mario Stan și Corina Ciobanu, care la campionatul național, la etapă, faza de zonă, au obținut rezultate foarte bune, s-au clasat în primii 3 și Mario Stan în locul 4. Mari speranțe pentru medalia de aur vin din partea atletei Bianca Damian, care a obținut titlul național la aruncarea cu discul săptămâna trecută. De această dată, giurgiuveanca va participa la proba de aruncare a greutății, pentru care s-a calificat de pe prima poziție. Este un alt concurs și nu se știe niciodată. Mergem acolo cu speranțe mari, avem și încredere în urma acestui rezultat de săptămâna trecută. Speranța este să venim cu cel puțin încă o medalie, dacă nu chiar pe cea de aur, că de-aia mergem acolo să-i batem. Și copiii de la Dunărea Giurgiu vor participa la campionat. Dunărenii vor conta pe 8 sportivi care vor concura la probele de sprint și rezistență.